Bună ziua, dragi prieteni! Sunt bucuroasă să vă văd din nou la canalul nostru. Astăzi eu am pregătit o păsculiță foarte, foarte delicioasă și foarte frumoasă. Eu i-am pus denumirea Pască Trandafir, dar voi desigur numiți-o cum voi doriți. Ea se face foarte simplu și din ingrediente desigur că tot simple. Dar înainte de toate, dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți un like, dați un share, dar nu ne uităm de ce ingrediente avem nevoie și modul de preparare. Pentru a lua avem nevoie de 450 de grame făină, 100 de grame zahăr, 120 ml lapte călduț, 50 de grame unt, va trebui să-l topim, puțină sare, 7 grame drojdie uscată, la mine este drojdia de care direct se adaugă în făină, 2 gălbenușuri de ouă și un ou întreg, 2 linguri coajă de portocală și 2 linguri suc de portocală. Pentru umplutură avem nevoie de 100 de grame unt moale la temperatura camerei, 50 de grame merișoare uscate, eu am aici, 50 de grame fulgi de mendale și 50 de grame stafide uscate. Dar desigur adăugați nucile și fructele uscate după gustul vostru, de care voi doriți de ce le adăugați. La această rețetă toate ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei. Într-un bol mai încăpător adăugăm ouăle, zahărul și sare. Amestecăm puțin. Adăugăm și untul topit. Din nou amestecăm puțin. Coaja și sucul de portocală. Din nou amestecăm totul bine, după care adăugăm și laptele călduț și din nou amestecăm puțin. Apoi adăugăm drojdia, mai amestecăm și drojdia la mine este din aceea care se adaugă direct în făină. Nu trebuie de așteptat să se activeze. Și apoi cernem făina puțin câte puțin și frământăm aluatul. Cât putem amestecăm cu lingura, apoi scoatem lingura și frământăm cu mânuțele. Eu am terminat să frământ aluatul. Priviți ce aluat obținem. Este foarte moale, plăcut la atingere și elastic. Un bol curat îl ungem cu puțin ulei și punem aluatul în el și deasupra tot ungem puțin aluatul, acoperim cu folie de plastic, cu un prosop și lăsăm într-un loc călduț pe o oră la crescut. Este fructele uscate, adaug apă fierbinte pentru a se hidrata pe 5-10 minute. A trecut o oră, aluatul a crescut foarte bine. Presorăm masa cu puțină făină, punem aluatul pe masa de lucru și îl întindem subțire. Dacă doriți, puteți să împărțiți aluatul în două părți egale și să faceți două păsculițe mai mici. Dacă aveți încredere în drojdia voastră și tot este drojdia care se adaugă direct în făină, adăugați-o direct în făină, ca la mine, frământați și gata. Dar dacă n-aveți încredere în drojdie și n-ați mai făcut niciodată așa cu ea, puneți drojdia cu puțin lapte călduț și puțin zahăr, amestecați și așteptați 5-10 minute să vedeți dacă drojdia este activă sau nu. Priviți-o cât de mare eu am întins această foaie și ce grosime are ea. Iată, cam așa să vă orientați și voi. Ungem foaia cu untul moale la temperatura camerei. Iată, eu așa am uns toată foaia bine cu untul moale. Fructele uscate le-am scurs de apă și le-am pus pe un prosop de bucătărie. Și acum presorăm fructele uscate și nucile. Sau cum la mine, fulgi de mendale.
Și acum vom rula-o. Am obținut atașa ca un șnur. Luăm un cuțit și o tăiem pe mijloc. Luăm dintr-un capăt și o rulăm. Luăm cel de-a doilea capăt și tot așa îl rulăm ca pe primul. Și o formăm ca așa frumos. A doua parte o punem deasupra la prima. Pe tavă pun hârtie de copt și nu uncu nimic. Și punem viitoarea noastră păsculiță pe tavă. Am să o fixez cu cerc detașabil. Am fixat cercul detașabil 18 cm dimensiunea. Dar voi puteți să puneți și într-o tavă de 20 cm sau în două forme pentru pască câte 11 cm, dacă veți face două mai micuțe. Acoperim cu folie de plastic, cu un prosop și o lăsăm din nou la crescut pe 30 de minute. Wow, cât de frumos a crescut păsculița mea! Ah, ce miros! Și acum o dăm la cuptor la 160 de grade pe 45-55 de minute. Vă orientați după cuptorul vostru. Priviți ce frumusețe avem noi aici! Doamne, cât de aromat este în casă la noi, de a reda camera și mirosurile. La mine a stat în cuptor o oră și 5 minute la 160 de grade. Vă orientați desigur după cuptorul vostru și când testați dacă este coaptă, iată aici așa în mijloc, ca să vă asigurați că nu este aluat crud în mijloc. Scoatem cercul detașabil, o acoperim cu un prosop și o lăsăm să se răcorească. Păsculița noastră s-a răcorit complet. Dacă nu doriți să decorați cu zahăr pudră cum am să o decorez eu acum, când o dați în cuptor, ungeți-o cu puțin ou. Filiem și facem degustarea, dar nici nu din s-o tai, că atât e de frumșică. De unde s-o tai? De la mijloc. Așa? Priviți ce frumusețe! Cât este de pufoasă și cum iată așa se rupe pe rânduri. Este extraordinar. Iam, iam, iam. Asta e bombă. Orgasm culinar. Orgasm culinar. E foarte delicioasă, aromată. Toate aromele se întâlnesc aici. E superbă, foarte, foarte delicioasă. Am mai tăiat aici o filie, iată așa, mai mare, să-i dau și cameramanului meu, să nu se supere. Priviți cât de frumoasă este. Nu vreau să comentez foarte mult, doar vă recomand această rețetă delicioasă. Încercați-o și scrieți părerile voastre în comentarii. Dar noi am ajuns la sfârșitul și aceste rețete. Dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți un like, dați un share, urmăriți-ne pe pagina de Facebook, pe Instagram. Toată lista de ingrediente o găsiți înscris sub video. Dar eu vă spun pe curând, un Paște fericit și ne vedem la o nouă rețetă!